În momentul de față, Societatea Română de Dermatologie nu are date riguroase în ceea ce privește numărul exact al pacienților care suferă de psoriazis, bineînțeles alături de alte afecțiuni ale pielii. De aceea, societatea a decis crearea unui registru național care să țină această evidență. La ora actuală avem estimări. Sunt datele care există în statistică, în evidențele noastre. Nu avem niște date extrem de riguroase, tocmai asta este motivul pentru care Societatea Română de Dermatologie a demarat realizarea unui registru național al bolilor al psoriazisului, în care vor fi introduși toți pacienții cu psoriazis, bineînțeles alături de alte afecțiuni. În cadrul primei conferințe mureșene de dermatologie desfășurată în perioada 19-21 noiembrie la Târgu Mureș, a avut loc și o instruire a medicilor privind Registrul Național de Psoriazis. Se estimează pe plan mondial că incidența bolii este undeva între 3 și 4%. S-ar părea, din datele pe care le avem noi, că în județul Mureș suntem undeva deasupra acestei medii naționale prin cei pe care îi avem în evidență. În ceea ce privește dermatita atopică, situația este aceeași. La dermatita atopică, iarăși, este o mare necunoscută cu privire la incidența reală, pentru că nu toate cazurile sunt abordate și tratate. Sunt forme minore, forme frustă, care nu beneficiază de tratament, dar un tratament instituit precoce poate să rezolve de multe ori această afecțiune. Nu doar dermatologul joacă un rol extrem de important în ceea ce privește psoriazisul sau dermatita atopică, ci și medicul de familie, care contribuie la depistarea sau profilaxia bolii și de multe ori în inițierea unui tratament adecvat, consilierea pacientului cu privire la elementele pe care acesta trebuie să le evite și la o monitorizare atentă a pacientului.